Șoferul de 31 de ani care conducea băut și a acroșat un biciclist a fost reținut după ce victima a decedat la spital. Bărbatul din Târgu Cărbunești avea o concentrație de 0,82 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au constatat și că autorizația provizorie pentru autoturismul condus de bărbat era expirată din luna mai. Un bărbat de 31 de ani din orașul Cărbunești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj ca urmare a faptului Că în ziua de duminică ar fi accidentat un biciclist pe raza localității Ștefănești, iar persoana respectivă, persoana vătămată în urma accidentului, a decedat. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Șoferul, prins băut, acuzat și de ucidere din culpă, riscă să ajungă după gratii pentru faptele comise.